Am început lucrările la Hâț Residence. Hâț, cu bună dimineața, Jonuțule! Hâț, cu vești mari și vești bune de la Doamne, Doamne, m-am trezit de dimineață. E drept, știu de vineri pentru că am discutat de vineri, dar am simțit ca și cum s-a întâmplat astăzi, așa ca o minune, Jonuțule. Evident că după o muncă și sâmbătă și duminică și să deam, Doamne, iartă-mă, de luni până luni muncă, m-am trezit în spasme mai întâi de toate, însă primul lucru pe care l-am făcut, am deschis ușa la terasă, Jonuțule, terasa fără gresie, fără balustradă, fără să nu credeți că am uitat situația actuală. Și ce am văzut eu? L-am văzut pe Nașu, Jonuțule. O să vă explic în vlogurile viitoare de ce îi se spune Nașu la muncă, trasând cu cretă sau cu cior trasa muncitorii, Jonuțule, că nu mă pricep, mie mi-a arătat cretă, conturul fundației, pentru că începând de astăzi, băi, stai așa să nu ratăm, 22 februarie, Jonuțule, ia uite, la 3 zile de la înființarea canalului, Jonuțule, înființăm Hâț Residence, băieții sunt la treabă. Din păcate, aveam stabilită filmarea videoclipului cu Natalia de vreo 2 săptămâni, motiv pentru care n-am putut anula, însă în momentul în care voi avea orice altă acțiune de mai puțină importanță, voi anula în favoarea șantierului orice altă acțiune, Jonuțule. Băieții trasează undeva pe la 12:30, am stabilit să vină și buldo excavatorul să sape fundația primelor căsuțe din Hâț Residence, Jonuțule. Stai așa că am ratat și ieșirea, de fericit ce sunt. Mergem repede să filmăm la videoclipul Nataliei, după care ne reteleportăm către șantier. Filmăm alături de bunul meu prieten și vecin Daniel Cristea, căruia am să-i spun că undeva pe la 3:30 trebuie să decolez. Vreau să prindem lumină, vreau să ajungem la șantier. Doamne ajută, poate îl mai prindem și pe Nașul la treabă. Am făcut deja un mic update pe care l-am făcut cu telefonul, întrucât, Jonuțule, n-aveam timp să mai duc să o iau și pe Cori, să mă întorc să filmăm și să plecăm spre filmări. Știți foarte bine cât de importantă este punctualitatea în accepțiunea mea. Așa că vă las aici primele minute filmate cu telefonul old schooleanu, Jonuțule, de la șantierul Hâț Residence. Este vorba de terenul de după casa mea, o să vedeți în filmare. Aruncați un ochi pe acest update și revenim imediat. Hăță. Scurt update, Jonuțule, pe care îl filmez chiar cu telefonul, pentru că încă nu am ajuns la Cori. Dumnezeu a vrut ca de acum 2 săptămâni astăzi să stabilesc o filmare pentru un videoclip alături de Natalia, Jonuțule, însă tot Dumnezeu a decis ca de astăzi să avem vreme bună, vreme un pic mai caldă, Jonuțule, așa că n-am mai stat pe gânduri și l-am chemat pe Nașu. O să aflați pe parcursul timpului de ce îi se va spune Nașu, Jonuțule. Să dăm drumul lucrării. Iar de astăzi am început trasarea căsuțelor, Jonuțule, 2 corpuri individuale ce se vor uni undeva pe acolo, Jonuțule. După cum vedeți, băieții deja muncesc. Avem 7,77 metri lățimea casei din față. Amintiți-vă de 777 DXP, Jonuțule, totul se leagă cu energie de la Doamne, Doamne, cifra 7 este cifră magică și este și cifră norocoasă și este și ziua în care eu m-am născut. Avem 9,5 metri adâncime sau lungime, cum vreți să-i spuneți, Jonuțule, eu vorbesc așa pe românește, pe limba românului. Aici, unde cele 2 corpuri individuale se vor uni, vom avea un rost de 10 centimetri, Jonuțule. Încă nu ne-am decis dacă în acest rost o să fie pernuță de aer sau extrudat sau vată bazaltică, Jonuțule. Băieții încă trasează. Undeva pe la ora 12 o să vină și buldo. Avem retragere de 2 metri de la linia gardului pe care am păstrat-o frumos față de aliniamentul celorlalte case, iar băieții trasează până când, după cum v-am spus, urmează să vină și buldo, Jonuțule. Sunt emoționat și sincer vă spun că îmi pare rău că nu pot fi aici când se va întâmpla începutul săpăturilor, însă cu siguranță vom fi la turnări, cu siguranță vom prinde și noi puțin din săpături, pentru că o să venim în fugă înapoi la Sorin cu buldozerul, Jonuțule. Decolăm către filmări și revenim cu filmările adevărate de pe camera de vlog. Hăți, Jonuțule, am început lucrările la Hâț Residence. Ei bine, cam așa am pornit eu această luni superbă, Jonuțule, și îi mulțumesc lui Dumnezeu că îmi dă de muncă în fiecare zi din viața mea. Iubesc să muncesc, sunt workaholic, să știți că am foarte mare grijă, pentru că am mai primit mesaje de la cei care sunt îngrijorați în ceea ce îmi privește orele multe de muncă din viața mea, dar să știți că am grijă, încerc să nu mă surmenez, încerc să muncesc atât cât corpul și creierul meu pot, dar încerc în același timp să prelucrez tot ceea ce îmi dă Dumnezeu, pentru că nu uitați niciodată
niciodată. Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în buzunar, Jonuțule, așa că puneți-vă fundul la treabă, ca să nu-i spunem curuleț, Jonuțule, oasele la muncă și prelucrați tot ceea ce primiți, Jonuțule, pentru că dacă nu vă implicați în mod direct în crearea norocului din viața voastră, apoi nici că veți avea parte de mare noroc, Jonuțule. Mai avem un pic și ajungem la studiourile Kentauros, unde sperăm să fim cât se poate de eficienți și de rapizi. De ce nu? Poate avem noroc să scăpăm și mai devreme, Jonuțule, urmând să ne întoarcem pe șanter și să luăm chiar și cizmele de cauciuculeanu, Jonuțule, pentru că gata, ne întoarcem la cele mai frumoase daily vloguri din viața mea. Daily vlogurile de șantier, Jonuțule. Ah, abia aștept. Revenim de pe platourile de filmare. Hăți, Jonuțule, suntem pe platoul de filmare și sunt extrem de mândru de fratele meu, Cucu. Uitați-vă ce setup frumos, uitați-vă ce grafică frumoasă avem pe ecran. Cheluțul este la datorie, scanează tot ce e de scanat, nu care cumva să avem pe aici bombe, chestii, el are o pregătire SWAT, ca să înțelegeți, de aceea poartă acel ham special. Și mă uitam la fratele nostru, ce, asta ce e, mă, dolie, nu? Da, dolie rickshaw, ceva de genul. Bă, dar cât de tare e, deci bă, ce spule au apărut, vă dați seama ce cadre cool și cât de steady tragi cu chestia asta? Și are și piciorescul ăsta care o echilibrează și mai șmecher decât... I-ai făcut, mă, presiunea că ți-ai și gura ta. Senzațional, Jonuțule, mai mult de atât, înțeleg că programul de filmare trebuie să se încheie undeva pe la ora 15, atât avem închiriat platou, ceea ce înseamnă că suntem nu că în program, mai bine decât speram, Jonuțule, întrucât eu ziceam un 16, deci 15.00 ne oferă îndeajuns timp încât să decolăm înapoi la șantier și să prindem și băieții la treabă și să facem și clip frumos. Îi lăsăm pe ai noștri să se pregătească foarte bine, întrebăm care este prima ținută, am un costum de supererou, o să muriți de râs, eu l-am cerut, să nu care cumva să credeți că mi-a fost impus, eu l-am cerut pentru că îmi doresc ca acest clip să fie pentru tineret, Jonuțule, pentru cei mici, pentru că pe ei îi iubim și ei reprezintă viitorul nostru. Revenim cu primele duble. Hăți, Jonuțule, asta înseamnă eficiență maximă. Este ora 15 și aproape 15 minute, Jonuțule, și suntem gata să plecăm spre șantier. Ce faci asta, mică, mă, de guiță, mă, că ai cheia în spate aici, mă. Mă, ai cheia aici, mă, trezește-te, mă. S-a trezit, mă. Bă, se trezește mai greu decât mine. Ia uite ciorchinele. Ia uite ciorchinele, plin de erori ciorchinele. Dar nu ne mai interesează nimic, Jonuțule, pentru că buldozerul este deja la șantier. Băieții s-au apucat de săpat, vorbim de șanțuri de un metru adâncime și 50 de metri. Și 50 de metri lățime era, să zic, Jonuțule. Și 50 de centimetri lățime. Da, ați auzit foarte bine, un metru adâncime, pentru că facem o fundație by the book, Jonuțule. 90 îngropat și 60 la suprafață. Cam așa lucrăm, iar noi o să revenim de pe șantier în câteva clipe. Băi, Jonuțule, mi s-a făcut pielea de găină, nu vine să cred. Am un prieten foarte bun, n-am să-i spun numele pentru că nu este cazul, care mi-a trimis un print screen să-mi arate că unul dintre comentarii este dat de geamănă Florin. Geamănă Florin, Jonuțule, știți, am citit în vlogul de astăzi de dimineață comentul lui și este căutat, se sustrage de la executarea pedepsei de 3 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, este recidivist, fiind condamnat anterior la pedepsă de 5 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane. Cred că e ăla cu nu știu ce și te dau la produs, o să mă uit în vlog, Jonuțule. Porecla Bodo, da, Bodo Geamănă sau nu mai știu, un fin o să mă uit în vlog, Jonuțule, județul Bacău Onești. Deci ca să înțelegeți cine dă comentariile alea, Jonuțule, vă mulțumesc foarte mult pentru feedback-ul pozitiv de la vlog. Știu că îmi sunteți aproape, să nu credeți că m-a întristat chestia asta, pentru că foarte mulți dintre voi mi-au scris: băi, nu te mai lăsa în duplecar, nu te mai lăsa întristat. Nu, sunt, fraților, întristat, dar nu se poate să nu mai punem punctul pe J, așa cum îmi place mie să spun din când în când. Ciocănim prin aglomerația asta către șantier, sperăm să ajungem. Hype-ul este maxim, mulțumim, doamne, doamne. Nihil sine Deo, Jonuțule, pentru că știți că îmi plac vorbele și vreau să le învățați și voi. Ne vedem pe șantier. Băi, fraților, dar nu numai că noi ne-am decis să începem să construim, dar și doamne, doamne, este alături de noi. Uite ce soare frumos, uite că sotele meu, uite gardul pentru primul vecin, Jonuțule, care va beneficia de gard comun cu mine. Iată-i pe băieții noștri, pe Nucu și pe domnul Stan, că așa îmi place mie. Nucu e mai fresh, așa domnul Stan e mai cu domnul, așa-i simt eu. În buldo escavator este Sorin, care sapă de zor, Jonuțule, iar așa cum v-am promis, totul va fi transparent la noi pe șantier. V-am spus că o să facem fundație adevărată, așa că uitați-vă, Jonuțule, un metru adâncime și 50 de centimetri lățime. Înțeleg de la băieți că ci că iese foarte mult pământ, motiv pentru care va trebui să mai chemăm o mașină care să-l relocheze. Ne-am decis să ne facem acolo o grămăjoară de pământ. Știu că și vecinul Vali își dorea niște pământ să mai umple în curte, așa că am zis: băi, băieți, noi îl scoatem, o să chemăm și un buldo ca să facem grămăjoara aia cât mai strânsă și ulterior, dacă vreun vecin are nevoie de niște pământ sau dacă noi o mai avea nevoie, să nivelăm, să tasăm, să facem ce o trebuie să facem.
Jonuțule, folosim de acolo, după care o să plătim să-l ia cineva de aici. După cum vă spuneam și în insertul pe fugă pe care l-am făcut de dimineață, negândind că Dumnezeu mă va ajuta să mă reîntorc pe șantier, Jonuțule, Doamne, ce energie trece prin mine, așa simt că mă încarc de la bateria cerească, mulțumesc, Doamne. Voiam să vă povestesc și acum cu Cori și cu camera normală, Jonuțule, despre ce este vorba la amprenta casei. Deci v-am spus, aici o să fie zona în care cele două corpuri individuale se vor întâlni, Jonuțule. Încă o dată, pentru transparență totală, țineți minte, fiecare căsuță va avea peretele ei. Între case va fi o distanță, un rost de dilatație, să-i spunem, de 10 cm, Jonuțule, pe care o să-l umplem ori cu vată bazaltică, ori cu extrudat, ori, dacă varianta se va fi dovedit a fi mai bună, o să lăsăm o pernă de aer. Sunt în brainstorming continuu cu cei care realizează cartierul Florilor 4, care o să fie exact acolo, Jonuțule, unde vedeți acea armată de oameni, pentru că cartierele Florilor sunt extrem de căutate în Domnești și sunt extrem de profi și de bine făcute, motiv pentru care normal că vreau să iau sfaturi de la cei mai buni. Nu facem economie absolut deloc, deci dacă varianta finală este vată bazaltică între case pentru o mai bună izolație fonică și termică, pe vată bazaltică o să mergem. Fratele vostru are deja o listă cu toate cheltuielile făcută în notes pentru a fi totul la curent. Nu mai repetăm haosul care s-a întâmplat la casa mea, pentru că știți cum e, prima oară este mai greu și prima oară ești mai haosat, a doua oară se presupune că deja ai început să înveți un proces, indiferent despre ce domeniu este vorba. Avem 7,77 metri lățime a casei, Jonuțule, după cum vedeți și 7,77 de XP-ul acolo care tronează. Acesta este terenul, are 32 de metri lungime, respectiv deschidere, pentru că acolo este strada. După cum veți vedea acum, Jonuțule, casele au fost plasate în fața terenului, având o aruncătură de 2 metri de la gard, pentru că așa ne cere legea, Jonuțule. De aici, ăsta este colțul casei, după cum vedeți, stau chiar pe unul dintre stâlpi. În spate avem cei 2 metri, aici o să fie gardul care este aliniat cu toate celelalte garduri, Jonuțule. 7,77 metri lățime din față, cum te uiți la casă, și 9,5 metri, Jonuțule, până în spate aici. Matematica este extrem de simplă. Dacă facem în fața dumneavoastră, pentru transparență totală, 7,77 ori 9,5 egal 73,815 metri amprenta unui corp ori 2, Jonuțule, avem 147,63 de metri pătrați amprenta celor două corpuri individuale. Mai mult de atât, cu rostul dintre căsuțe, probabil că se va ajunge undeva la 150 de metri pătrați. Am dat drumul la construcție. Deja, pentru că regula numărul 1 spune că meșterul trebuie să aibă materialele cu o zi înainte să lucreze, Jonuțule, am comandat și cofrajele care ne așteaptă acolo cu mințele, întrucât zilele acestea o să turnăm betonul de egalizare, Jonuțule. Mâine ne vine fierul fasonat, pentru că v-am spus un lucru, în contextul în care nu ai un șantier uriaș și nu ai oameni care să spunem să fie pricepuți pe anumite lucruri, este mai bine să comanzi fierul deja pregătit de la fabrică, pentru că oamenii ăia acolo știu să facă fier și asta este acțiunea lor principală, Jonuțule. Nu pot să vă spun cât de fericit sunt că am dat drumul la lucrare, extrem de încântat. Ia uite-l și pe Nașu, a venit și Nașu, Jonuțule. Nașu este șeful șantierului, el se ocupă de toată lucrarea și îi mulțumim că a ales să ne ajute și a acceptat această lucrare. Sperăm să fie o colaborare de lungă durată, pentru că acesta este doar începutul. Nu uitați că mai avem o parcelă și acolo de 700 de metri pătrați, pe care o să facem același proiect extraordinar pe care l-am luat de la cartierul Florilor, Jonuțule, și pe care vi l-am și arătat în vlogurile trecute. Dacă vă amintiți compartimentarea casei pe care am postat-o, am circulat prin foarte multe proiecte de genul și acolo mi s-a părut cea mai bună împărțeală, Jonuțule. O împărțeală care, amintiți-vă, avea și o debara sub treptele care duc la etaj, avem baie și la parter, am mai lățit un pic amprenta, deci evident am câștigat metri pătrați și la parter și la etaj, Jonuțule. Radiez de fericire, sunt extrem de încântat și îi mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit să ajung și eu la șantier și să-i prind pe băieți încă la treabă, pentru că eram așa de stresat, zic, bă, prima zi când dau drumul la șantier, Jonuțule, și eu sunt la clip, să nu fiu și eu cu oamenii acolo să mă mozolesc un pic, e drept, nu mi-am luat cizmele de noroi, pentru că este uscat. Doamne, Doamne, este alături de noi și avem o super vreme. Cam atât despre ziua de astăzi, nu o să vă mai plictisesc prea mult, am să mă apropii de încheiere aici și cu siguranță, dacă veți ține ochii pe canalul de YouTube, Jonuțule, o să vedeți cum Hâț Residence se naște din pământ, Jonuțule. Îmi amintesc cu foarte mare drag momentul în care am venit aici cu Xin
cinciul și cântam și dansam și era numai câmp aici. Ei bine, iacătă că deja apar cartiere frumoase, iacătă că și noi facem cartiere, iar cu ajutorul bunului Dumnezeu, până în vară, Jonuțule, aici o să vedeți două case superbe. Avem deja oameni care ne-au spus că își doresc din tot sufletul aceste căsuțe, dar eu nu mă grăbesc să vând, pentru că momentan vreau să construiesc liniștit, să ridic casele la roșu, după care vom mai vedea ce se întâmplă. Așa că până una alta, nu uitați de subscribe, Dorian Popa, să aprindeți clopoțelul, pentru că în fiecare zi, cu surle, trâmbițe, gălăgie și foarte multă, multă, multă muncă, noi suntem aici înspre a vă face zilele mai frumoase, a vă motiva și a vă șterne clasicul zâmbețel în colțul guriței. Nu uitați, dați follow pe Instagram, CoriLV, eu sunt Dorian, follow pe Spotify, Dorian Popa, like pe cel mai obosit om Facebook, chiar dacă acolo este foarte mult hate. Și de asemenea, nu uitați să țineți ochiometrul pe www.dorianpopa.ro, pentru că acolo surprizele se țin lanț. Să aveți o zi, o cafeluță și o săptămână călduroasă mirobolante! Nota que luto, nota que luto.